vedeți, este o tragicomedie, mai mult tragic decât comedie, dar tot tragic este. Ceea ce s-a întâmplat de multe ori cu viața domnului Alex. Noi vom arăta acum puțin din viața lui, adică înainte de azi. Și vă rog mult atenție. Nu mai mâncați. Nu mai aveți nimic. Eu sunt imensă de tot. În Cluj, undeva departe de zona unde ne aflăm acum, la Organizația Tineri pentru Misiune, iată un băiat cu celulă. Ocupat, cu toți, ocupat până peste cap, nici că nu vedea pe cei din jurul lui. Numai că la un moment dat, intră domnul profesor în clasă și ce face Alex? Lasă telefoanele jos. Treci în bancă. Vei sta lângă Ali. Astăzi o să vă învăț cum să vă iubiți, cum să iubiți pe cei din jurul vostru și cum să îi misionați. Alex, ușor, ușor, început să-i scape capul la stânga. O dată, de două, de 10 ori, până a ridicat o mână. Se improvizează mult așa. Domn profesor, poți să ieși în afară? Poți? Singur. Și a ieșit Alex afară și a început să zică, nu se poate, nu eu, nu mie, nu acum. Și a intrat din nou în auto. Încerca să fie serios de data aceasta. Spune-mi zis, Alina, nu vrea să ieșim în parc să admirăm împreună natura. Și Alina a zis, da, și-au plecat. Și iată așa au trecut zilele, una după alta, și a venit. Azi. Și iată modul în care ei s-au apropiat. Iată modul în care s-au apropiat de la... Au ajuns în fața preotului, ajungând acolo, Alex n-a mai avut ce să facă, a lăsat dormobilele și preotul i-a întrebat. O iei? Da, da, în toată puterea. Îl mai vrei? Da. Și cu asta i-a căsătorit. Și au plecat în luna de miere. Și au trecut o zi. Și au trecut două. Aruncă buce. Și au trecut 10 ani. Și au trecut 20 de ani. Și după 45 de ani, Alina îi zice lui Alex. Alex, tu știi ceva? Noi în 45 de ani de când suntem căsătoriți, nu ne-am certat o singură dată. Da? Hai să intrăm și noi în rândul lumii, să ne certăm și noi o dată. Și Alex îi zice, cum să ne certăm? Nu ne-am certat toată viața? Hai să ne iau o singură dată. Și atunci Alex îi zice, bine, uite, eu mă urc în copac și tu îmi zici mie să mă dau jos. Bine? Da. Și Alex s-a urcat în copac. Păsărelele treceau pe jurul copacului. Ochii mei erau asupra soției lui pe care ai iubit-o 45 de ani și ar mai fi iubit-o dacă îi dădea două zile. Și acum, Alina îi zice, Alex, fă-te jos din copac. Și Alina îi zice, nu. Și Alina îi zice, dă-te dracu jos de 45 de ani. Nu ne-am certat niciodată. Și Alina îi zice, nu. Și Alina îi zice, bine, stai acolo. Și asta a fost tot ce am putut să-i fac. Când apar părerii contradictorii, o să apară și poate chiar din seara asta o să apară, țineți minte, cel mai bun lucru este compromisul. Tu să lași de la tine puțin, tu să lași de la tine puțin. Dacă celălalt nu lasă puțin, lasă tu totul de la tine până trece valul. Și apoi iubiți-vă și ațintiți-vă privirile asupra lui. O zi obișnuită la Tineri pentru Misiune, o întâlnire cu echipa națională. Salut! Bine ai venit!
atâta mi zic, hei, hello, ce Alina. Faci? Ia ești, ia ești undeva, ce te gândești? Ce faci? Tot ești tristă? Da, am rămas în urmă, nu știu, nu mi-am terminat raportul și încerc să dau telefoane, oamenii, nu găsesc oamenii. Sunt țină, stărțată, raportul e gata, Andreea îți vine, ia, o să fiu eu. Nu-ți fă probleme, că o să te înțeleagă, o să te înțeleagă, Andreea. Și o să te înțeleagă, da, hai ca să... Încă o dată. Deja mi-e rușine, nu știu ce să fac. Păi vorbește cu cei de la bază să te ajute. Păi, o să mai sun încă o dată, nu vreau să sun la telefon. Scuzați-mă. Bine, o trebuie de veto. Cum mai la Sighișoara? Oh, foarte fain, să vezi că facem o tabără de familie și puteți să veniți și voi dacă vrei. Da, și este... Da. Bună, Caline, sunt Alina. Scuze că te deranjez încă o dată acum, dar ai rezolvat ce te-am plecat? Bună, nu. Înțeleg că nu l-ai rezolvat tot, sau...? Nimic. Nu, n-am rezolvat nimic. Da, și atunci, cum facem? Știi că azi era ultima zi în care trebuia să dau raportul pe anul acesta? Știu că trebuia să dai astăzi, dar am fost la contabilă, contabila e plecată în vacanță, dosarele sunt la ea. Poți să-ți dau raportul de anul trecut? Mulțumesc, dar oferte, nu de asta nu e nevoie acum. Bun, spune-mi atunci ce ai. Ai măcar situația personalului și proiectele pe care le-ai tu? Nu. Bun, nu ce înseamnă? Înseamnă că nu am nimic, va trebui să te descurci și nu am răspuns. Poate ceva. Da, poți să dai o sugestie? O săracă, Alina, iarăși are probleme. Cum puteți să ajutăm? Poate să ajutăm să-și numere personal, da, da. Să-și aducă aminte. Ce-a fi să-i numărăm? Ca să-i numărăm împreună. Alina, te putem ajuta cu ceva? Cel puțin măcar să-mi fac o schiță, să pot să prezint ceva, să nu dau urtia goală. Hai, dacă tu dictezi, eu scriu. Ok, hai să vedem ce proiect am făcut anul ăsta. Păi parcă ați fost în misiune în Egipt. Ok, scrie, te rog, misiune în Egipt, pentru că nu a fost asta. Prin mai? Mai? Mai. Da, mai. Ok, mai, două săptămâni. Da. Așa. Și apoi. Bugetul pentru asta. Bugetul pentru asta a fost biletele, cazarea, personalul. Scrie acolo 1500 de euro. Da, gata, uite, am notat-o. A, ok, o să bine. Fie bine. Da. Okay. Nu te mai stresa, lasă că o să fie bine. Da, o să fie bine. Să vedem ce o să iese, o să o scot eu la capăt încă o dată. Bune. Cheltuielile de administrație trebuie... Așa. Mai pune și ieșirea care am avut-o ca și echipă la Tăchița. Așa. Da, sper că aproape e gata. Da, mai vede ce mai îmi vine pe parcurs, așa. Fii liniștită, frumusețea unică. Că te ajută Dumnezeu. Da. Hai să mai bem o cafea. Și eu zic, da, am lucrat destul astăzi. Da, eu mai stau să mai dau ceva telefoane, da. Hai că prinde și ție bine o pauză. Mai fă... Ce vrei să bei? Ceva natural, ceva natural. Okay. Hai că ți-aduc un suc de portocală. Da, mulțumesc. Alo? Alo, Alin? Da, mai zic. Scumpa, ce faceți? Cum merge întâlnirea? Nu prea bine. Sunteți toți acolo? Da, mai puțin Andreea, tot o să apară. Da, vine. Da, normal că bine știi că e o care se ține de cuvânt. Și-o venit și pe Agnes? Da, apare și altă se puțină apare. Și Miriam e acolo? Și Miriam a venit? Miriam, da, e pe aici, îl așteaptă pe Chris. Bun, dar de ce nu s-a răspuns? Băi, știi că probleme, nu am știile la timp toate. Știi că trebuie să dau raportul financiar. Da, cum se vedea la jine?